Bun găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Suntem la cel de-al treilea episod dedicat unei teme provocatoare și anume fizica, realitatea și conștiința. Un alt aforism al lui Albert Einstein spune următoarele, citez: timpul și spațiul sunt moduri în care gândim și nu moduri în care trăim. Alături de mine se află în această călătorie pe tărâmul științei și a filozofiei științifice din nou domnul doctor inginer Emanuel Surducan de la Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare, căruia îi spun bun regăsit la Știință și Cunoaștere. Bine te-am regăsit, Cristi. Am parcurs câteva idei foarte interesante, am parcurs câteva discuții foarte atractive pentru noi toți și iată că ajungem din nou la realitate, la modul în care percepem realitatea, la modul în care creierul nostru, de fapt, interpretează semnalele primite de la receptorii cu care noi suntem dotați pentru simțurile pe care le avem, pentru că și aici este o întreagă poveste. Da, am povestit data trecută, mai ales legat de modelele științifice. Zilele astea am avut ocazia să văd o fotografie pe internet. Urmăresc un fotograf, Jimmy Nelson, care are pasiunea să urmărească societățile umane aflate într-un stadiu de dezvoltare, să zicem, primitiv față de al nostru, triburile existente. Și este interesant și provocator, pentru că fiecare reprezintă altceva și reprezintă alt mod de a gândi. Uh-huh. Și mi-a tras atenția, nu știu dacă este chiar fotografia lui, dar mi-a tras atenția un războinic dintr-un trib care avea în mână o suliță, era aproape dezbrăcat, avea un singur șnur în jurul taliei, iar la gâtă îi atârnea un telefon celular. Mi s-a părut șocantă comparația telefonul celular cu sulița din mână și atitudinea lui. M-am gândit că, în mod cert, folosește telefonul ca un talisman. Este obișnuit la triburi să-și atârne la gât punguța cu medicamente sau dinții de leu vânat și așa mai departe. Și în momentul ăla mi-a venit în minte, fără să vreau, următoarea imagine. Omul ăsta trăiește și își duce o întreagă viață fără să știe de mecanica cuantică. Probabil că nici nu există în limba lui un cuvânt care să traducă acest termen. Cu alte cuvinte, în afara modelelor științifice care sunt în atenția noastră, există modele ale realității, ale vieții noastre de zi cu zi. Viața în care ne trezim, luăm micul dejun, povestim cu familia, mergem la servici, avem problemele de rezolvat, venim acasă, încheiem ziua și începem o nouă zi. Și aici, și în această rutină, creierul este foarte important, pentru că el este cel care, până la urmă, el este cel care ne spune care este lumea în care funcționăm. Și așa cum data trecută am amintit, ne spune, de cele mai multe ori suntem tentați să ne bazăm pe traductori, pe văz, pe simți, pe auz, dar traductorii sunt doar, ca în orice sistem automat, doar un traductor. Ei oferă creierului un semnal, hai să zicem electric, să generalizăm, deși nu e foarte corect, câteodată mai este și semnal chimic. Sau bioelectric. Da? Dar creierul primește o informație de tip semnal. O informație pe care el o prelucrează. O prelucrează pe baza ce? Pe baza unui inventar de noțiuni pe care noi le-am învățat tot restul vieții noastre, de până în momentul respectiv, și ne oferă o imagine a realității. Acum, problema care se pune, pentru că există foarte multă idee, deci în momentul în care definești conștiința, care într-o primă aproximație se referă la ceea ce cunoaștem și la modul în care reacționăm la ceea ce cunoaștem, la comparația între bine și rău, punerea unui dualism pentru a analiza situațiile astea. Există și un aspect al conștiinței care nu, în care lucrurile se întâmplă fără ca noi, practic, să fim conștienți că le-am perceput. Este vorba de termenul subconștient alocat acestor zone. Și un exemplu interesant care poate să fie oferit. El se referă la modul în care informația intră
o percepem, și anume la reclamele subliminale. Deci, într-o informație, într-un film, între două cadre se pot succede, pot fi inserate imagini care n-au nimic de a face cu emisiunea. În momentul în care sunt prezentate, spectatorul care le vede nici măcar nu este conștient de existența lor, dar ochiul le vede. Informația este trimisă la creier. Este trimisă în partea, în partea creierului care procesează imaginea vizuală. Și acum, în funcție de cum este făcută conexiunea neuronală din cortexul vizual, din partea care procesează imaginea, da? Cum este făcută această legătură cu nevoile organismului, tu o să te trezești că ai pus în coș la magazin, de exemplu, o sticlă de fără să știi de ce ai pus-o. Da, da, aici totuși mai este un amănunt. Eu l-am discutat și cu domnul profesor Daniel David, care mi-a explicat ce altă condiție se corelează în mod obligatoriu în momentul în care eu sunt influențat de un mesaj subliminal și să văd dacă aleg sticla de băutură și o pun în, să nu spunem nume de firme, o pun în coș. Și anume, faptul că deja antecedent, eu eram de acord cu ideea pe care o transmite mesajul respectiv, doar că mesajul mi-o întărește. Mă convinge. Mi-ai ridicat la fileu mingea. De ce? Ce vreau să spun? Deci, vreau pentru să... Pentru că eu, de exemplu, pot să, da, să fiu exact bombardat cu zeci vreau de să subliniez lângă... cât de importantă este legătura neuronală care se face. Și anume, eu nu sunt specialist în domeniul ăsta. De fapt, pe mine nici nu asta mă interesează. Mă interesează un anume pattern de reacție pe care îl am. Un fel, acel mini scenariu pe care mi-l construiesc și cu care trăiesc. Pe baza căruia creierul meu stabilește niște legături neuronale prioritare. Pentru că, din punctul lui de vedere, din moment ce eu am niște gânduri repetitive, ăstea sunt importante. Și le acordă prioritate. Și dacă în gândul meu există asocierea cu consumul băuturii respective, evident și în structura neuronală există făcut pattern-ul respectiv, este clar că el va merge pe minima acțiune, va zice asta e important și îmi va oferi acea soluție. Este un pic magic, pentru că el îmi oferă o soluție fără ca eu să iau o decizie volitivă. Da, dar asta se potrivește cu o altă frază pe care am cules-o și chiar am pregătit-o aici să o expunem, și anume că unii filozofi spun așa, că de fapt ceea ce observăm nu este adevărata realitate sau realitatea cu R mare, ci este doar o proiecție a unui bagaj informațional despre acea realitate, adică este ceea ce credem noi că este. Astfel că pentru mine, dacă în realitatea mea, în concepția mea, sunt de acord și sunt poate doritor să gust o anumită băutură de o anumită calitate, orice alt semnal care intră în această realitate cu care eu deja am realizat un fel de rezonanță, mă va încuraja. Da, este corect. Deci afirmația care ai făcut-o mi se pare corectă, pentru că până la urmă, noi nici nu știm ce este realitatea. Problema este... Deci avem o problemă foarte simplă. Hai să zicem, o problemă definită foarte simplă. Avem un creier, să-l folosim. Cum îl folosim? Suntem capabili să-l folosim la întreaga lui capacitate de lucru? Foarte probabil că nu. Și când spun asta, mă refer la situațiile în care ni se pare că alții sunt capabili să facă lucruri magice. Da? Alții care au același bagaj, au același aparat de analiză a realității ca și noi. Deci, foarte probabil, modalitatea în care noi ne folosim creierul este cea care determină cum percepem realitatea. Ori această modalitate este perfectibilă în continuu. Pentru că până la urmă, din observațiile specialiștilor în neurologie, creierul formează conexiuni neuronale, stabilește niște legături, niște drumuri între diferite zone din creier care sunt specializate pe anumite tipuri de funcții, și aceste drumuri, de fapt, sunt folosite în detrimentul unei informații
care nu corespunde utilizării acestor zone. Ce vreau să spun? Că există o modalitate, o scenariadă pe care foarte multă lume o face, în care încarcă, în care pune toată încărcătura emoțională care se referă la el și la lume. Este așa numită importanță de sine. Are nuanțe de exprimare foarte, să zic, foarte simple, de la a te plânge de ce frig e afară sau cum de tare plouă afară, mergând prin a spune, vai, conducătorii ăștia, guvernul nu e în stare să facă nimic. Sau ceva mai acut, nimeni nu mă apreciază la servici sau n-au vrut să-mi dea proiectul sau contractul. Da, deci toate aceste elemente, de fapt, reflectă o atitudine. Această atitudine determină o structură de gândire. Și atunci problema se pune și te limitează. Evident, această structură te limitează. Ce ai putea să faci ca să îți extinzi capacitatea de operare? Una ar fi să renunți la aceste scenarii. Da? Să renunți la importanța de sine. Să fii prezent tot timpul. Sunt foarte multe discuții asupra prezenței și cum să ajungi la momentul prezent. Dar este ceva mai mult decât atât, pentru că poți să zici, da, domnule, eu povestea asta cu să fii prezent. În momentul în care privești la ce, care este stadiul cercetărilor care se fac legat de creier și de funcționarea lui, pentru că asta e o zonă care a rămas în urmă în cercetare și acum există tomografele și alte metode de investigare și a devenit foarte interesant să studiezi ca să înțelegi cum funcționează creierul. Una dintre primele observații care se face și care se știe nu de acum de mai mult este că creierul are împărțit în cele două emisfere modul de a trata și de a percepe realitatea. Una dintre emisfere este analitică, este cea care recunoaște numerele, cuvintele, deci este cea care organizează formele. Cealaltă emisferă recunoaște culori. Este acolo, ea participă la imaginație, la discuții, la analiza filozofică, nu neapărat, este mai mult emoțională. Și intuitivă, da. Și intuitivă. Da. Dacă tu nu conectezi cele două emisfere una de alta, deci hai să, m-am gândit să fac o analiză ce se întâmplă cu cineva care urmărește în același context, aceeași emisiune, cu aceeași reclamă, dar are modelul un pic schimbat. În modelul lui este mai mult prezent decât altcineva care, să zicem, este cufundat în scenariada cu care este obișnuit. Păi, dar și dacă n-ar fi, oricum n-are reclamă emisiunea mea, dar ideea e că și dacă nu ne raportăm neapărat la intenția asta, doi oameni care au concentrare diferită, unul preponderent rațional, celălalt preponderent intuitiv, automat ei percep o altă informație, da, un alt înțeles a ceea ce noi vorbim. Eu vreau numai să sublinez ideea că în momentul în care cele două emisfere se stabilește o conexiune neuronală între ele, dacă într-o primă fază imaginea care este tratată în aceeași emisferă cu emoția au o conexiune directă și sar peste analitic, care este în cealaltă emisferă, deci trec peste peste voința ta de a face actul respectiv, în contextul în care cele două emisfere sunt conectate și ai o conexiune care trece prin centru de analiză, nu se mai poate întâmpla acest lucru și tu te trezești în fața raftului și hotărăști în mod deliberat. Îmi trebuie sau nu îmi trebuie acest lucru? Deci, dintr-o dată, capacitatea ta de a analiza o realitate este alta. Dar ideal ar fi să putem combina cele două aspecte, intuitivul cu raționalul, să nu ne lăsăm. Conexiunea, asta înseamnă, când ai conectat stânga cu dreapta, înseamnă că ai nevoie de ambele emisfere. Da. Nu poți să fii numai în intuitiv, ai nevoie și de rațional ca să poți să faci un pas înainte într-un model științific, de exemplu. Nu te ajută numai. Intuiția este foarte bună, ea îți oferă soluții, dar ca să le pui în practică, ai nevoie de analitic. Dar sunt foarte mulți oameni care renunță la acest analitic, care au o anumită aversiune față de rațional, de raționament. Probabil că este... Eu comentez despre ce fel de mesaje... Probabil că este și... Deci unul dintre motivații ar putea să fie stilul de educație care se aplică... Nu vreau să zic că educația, să zicem, nu știu
să zic cum ar trebui schimbată educația. Dar am un element de comparație. Am un element de comparație școala Waldorf, care se bazează, dacă educația noastră se bazează, întâmplător am o cunoștință între prieteni, care a optat să-și dea copiii la școală Waldorf. Și în clasa 8-a, părinții erau un pic panicați, pentru că la școala Waldorf deci se mizează mai mult pe folosirea emisferei emoționale, a cea intuitivă, a creativității, a modului de compunere. Copiii nu fac neapărat o materie foarte strictă. Dacă nu le place să facă acum teorema tare la matematică, o să o facă la anul viitor. Deci nu este nu există o obligativitate, să zicem, foarte strictă, dar există o obligativitate de a parcurge niște pași. În momentul în care a ajuns în clasa 8-a și a trebuit să dea examen mai departe, s-a pus problema, domnule, trebuie să se pregătească, pentru că este foarte clar că, deci, exista frica în spate, că cu, totuși cu cunoștințele care le-a dobândit, nu o să facă față unui examen, deci urma să treacă dintr-un mod de pregătire în alt mod de pregătire. Da, și cum au abordat? Deci, au abordat problema cu un pic de pregătire și s-a constatat că, de fapt, copiii erau foarte bine pregătiți. Știau să facă față unor situații mai bine decât cei care știau să rezolve o problemă ca model. Ei puteau să găsească și o soluție alternativă. Ceea ce ține de creativitate și ceea ce este foarte apreciat în momentul în care predai materiile exacte sau este altceva. Problema este că și în cazul ăsta, dacă nu ai profesori foarte buni, dacă nu ai, se alunecă foarte ușor în derizoriu, pentru că în momentul în care nu ai o obligativitate, copilul, deci nu cum numai copilul, și noi, ne adaptăm pe linia de minimă funcționare. Asta se întâmplă și în întreaga noastră existență. Deci, cum să zic, este destul de complicat, pentru că este de dorit să-ți schimbi modalitatea în care îți folosești creierul, nu te constrânge nimeni și rămâne la latitudinea ta acest demers. Dar am vorbit de cum se transmite într-o specie o anumită informație dobândită. Deci eu cred că în momentul în care un număr din ce în ce mai mare de oameni, da, abordează un acest tip de autocunoaștere, pentru că aici nu ai nevoie de un institut de cercetări. Ca să-ți folosești creierul, ești tu cu el. Este doar dorința ta de a-l folosi, de a fi conștient de el. Cu asta începi. De acolo încolo găsești tot ceea ce îți propui să afli. E un exemplu foarte interesant care se dă apropo de dezvoltarea funcționării creierului. În mod normal, dacă te duci în trafic și vrei să parchezi într-un oraș ca și Clujul, care a devenit un trafic bogat acum, va fi greu să găsești un loc de parcare. Dar dacă ai reușit să-ți folosești, să percepi realitatea într-un mod altfel, în momentul în care creierul tău vede, de fapt, vede același lucru care îl vede și altcineva care nu are această abilitate, dar el este capabil să-ți transmită informația. Acolo este un loc de parcare. Tu numai trebuie să dai comanda. Sunt foarte multe exerciții care se fac de genul ăsta, tocmai cu scopul de a-ți dezvolta abilitatea de funcționare a creierului. Una dintre ele este să cineva să ascundă un obiect și tu să-l găsești. Par magice. Da, asta se leagă cu o altă chestiune foarte interesantă, chiar acum o vedeam aici că mi-am notat-o. Pribram și Hameroff, care au studiat foarte mult neurologia creierului, considerau conștiința drept o emanație a unei superradianțe, o cascadă a undelor de coerență subatomică. Robert Jahn, într-o discuție cu Brenda Dune, spunea: atunci când pătrundem suficient de adânc în universul cuantic, s-ar putea să nu mai existe deosebire între mental și fizic, conștiința fiind aceea care încearcă să dea sens unui viscol de informații. În locul a două lumi aparent tangibile, s-ar putea să nu avem decât una singură, câmpul și capacitatea materiei de a se auto-organiza coerent. Da, deci este foarte frumoasă afirmația pe care o fac, și în momentul în care
urmărești un pic modelul științific la care îți face referire, modelul cuantic, care te conduce la ideea că materia este de fapt o energie în diferite grade de densitate și diferite grade de organizare, pentru că aceste energii, pachete de energie, sunt lipite unele de altele cu alte tipuri de constituenți, numiți lipici. Da. Eu le zic lipiciuri, în general sunt forțele subatomice care țin la oaltă componentele de energie și ele. Sigur că când ai o asemenea perspectivă asupra realității, nu poți să nu încerci să îți imaginezi ce ar putea să însemne conștiința. Pentru mine conștiința din această perspectivă înseamnă o ordine, o structură de ordine care apare, nu știu cum se susține, probabil că și la nivelul acestui tip de informație există o ierarhizare exact așa cum există în materie. Avem atomul care e format din nucleu, din electron, nucleul e format din proton, din neutron. Protonii la rândul lor sunt formați din quarci, din lipiciurile, gluonii care țin la oaltă și așa mai departe. Deci această structură a materiei, care de fapt este o structură de organizare a energiei, dacă te uiți la ea așa numai descriptiv, ea scoate în evidență o informație de ordine. Prin simplu fapt că ai un nucleu și un atom, asta este o informație. Că atomul e format din constituenți, asta este o altă informație. Deci, acest tip de informație pare să se structureze. Ori în momentul în care suprastructura acestei informații conduce la a alege, la a acționa, foarte deci la o acțiune, așa cum suntem complex formați din acele pachete de energie, da? Exact de aceeași complexitate trebuie să fie și structura informațională care ia decizia să facă o acțiune. Aici, de exemplu, unii filozofi, unii specialiști, alții nespecialiști, văd că au tendința să folosească în expunerile lor, și s-a întâmplat să-i am și invitați în emisiune, Mitchell Ledwitt și Joe Dispenza. Deci au introdus practic un concept nou și Bruce Lipton la un moment dat spunea. Și eu de fiecare dată mă văd nevoit să adaug o notă pe ecran când ei spun câmp cuantic. Pentru că câmpul cuantic, câmpul cuantic a fost... Dar se referă la niște posibilități, niște probabilități ale alegerilor pe care noi le putem face într-un anumit context, într-un anumit moment al vieții. Și spunem, suntem în momentul cutare, avem la dispoziție o mulțime de lucruri, de evenimente la care noi urmează să participăm în funcție de alegerea pe care o facem. Dar să știi că noțiunea de câmp subcuantic a fost introdusă... Subcuantic, da, dar ei spun cuantic și aici cuantic. Puțin mă derutau și atunci... Da, că asta era o reacție a modelului cuantic venit din partea lui David Bohm și a lui Penrose, care încercau să găsească un model matematic care să demonstreze că, de fapt, nu ai nevoie neapărat de probabilitate ca să rezolvi niște problemele care fuseseră probleme cheie în fizică în momentul în care a apărut mecanica cuantică. Sigur, limbajul te fură, pentru că, odată, cuvântul cuantic este un cuvânt care a intrat deja în vocabularul media, nu mai reprezintă, de multe ori în media, nu mai reprezintă ce reprezintă în modelul științific. Da, el acoperă, cum ar veni, ca o perdea care acoperă cam toate miracolele care ar putea să fie explicate. Tot ce se întâmplă e cuantic. Da. Să știm însă că sunt teoreticieni care... M-am gândit, adică stând așa și făcând o analiză, m-am gândit că ai și pus întrebarea, cum evoluează, cum pot să evolueze modelele? Și mi-am dat seama că dacă mie mi se pare, sau cel puțin asta e impresia mea, că cele mai importante idei s-au concretizat în perioada 1880-1940. După această dată, deci o durată de aproximativ 60 de ani, 50-60 de ani, atunci a apărut modelul teoria relativității, mecanica cuantică. De atunci până astăzi,
s-a verificat validarea acestor concepte. Deci atunci erau niște concepte, ele explicau ceva, dar nu era sigur că vor funcționa în continuare. Unul dintre ele, dacă vrem, ne putem referi la el, este legat de transformările Lorentz, de mișcarea relativă. Dar să nu intrăm foarte mult în detalii, deci ca bine. Exemplu. Mă refeream la timpul de viață al mezonului Pi, referitor la dilatarea timpului în sistemul observatorului, faptul că a fost determinat, a fost găsit în laborator prin anii 50, a fost produs mezonul, care este un fel de electron cu masă mai mare, cu un timp de viață foarte scurt, 1,2 microsecunde, după care a fost găsit la nivelul solului. Și în momentul care s-a povestit deja în emisiunea căutat trecută, o explicație, da, rezultatul era că, de fapt, timpul de viață de la bordul mionului, dilatarea timpului face posibilă el fiind produs la nivelul superior. Adică ca și când el ar fi avut un timp de viață mult mai lung decât cel pe care îl avea în mod obișnuit și atunci, sigur, corelându-se acestea două... Asta vreau să zic că în toată perioada asta, de fapt, nu mai s-au căutat dovezi și s-a ajuns într-un punct, deși, pe de altă parte, a apărut calculatorul, a apărut toată această modalitate de a împrăștia informația prin internet. Deci a apărut efectiv, mie mi se pare că de fapt evoluția a început mai degrabă în arborescent, adică într-o structură, a avut un trunchi în societate mai degrabă decât, deci la modul de înțelegere, la un nivel social, la un nivel de lărgirea posibilităților de percepție, a înțelegere, nu neapărat științifice, cât personale. Pentru că atunci când ai informație, altfel se desfășoară viața ta. Ai o altă bogăție în a aprecia și a înțelege și a oferi criterii de apreciere lucrurilor din jurul tău. Deci, foarte probabil că în acest context, trendul ar trebui să conducă spre un nivel de modificare a conștiinței speciei noastre. Hei, se tot așteaptă asta, dar știi cum este? Nu cu cei foarte puțini care au reușit deja să înțeleagă, nu cu cei foarte puțini care spun că înțeleg, dar nu aplică, ci doar cu aceia care vor începe să aplice și în momentul în care vor fi suficient de mulți încât să genereze un impact al unei mase critice. Da, se vorbește de acest impact al masei critice. Asta e povestea. Că... Sunt de acord cu tine, dar vreau numai să subliniez un lucru. Să nu crezi că în 1920 fizicienii de atunci știau că pun bazele unui model, unor noi modele în știință. Deci, noi suntem generația care am tras concluziile astea, care am cumva am generalizat ceea ce s-a întâmplat. Așa că momentul în care trăiești evenimentul respectiv, îți este foarte greu să apreciezi. Sunt puțini cei care au o viziune de ansamblu și sunt în stare să-ți facă previziuni pe 100 de ani înainte. Sunt cărți care fac previziunea asta și, Ray Kurzweil, și te uiți cu amuzament că de fapt multe dintre ele nu funcționează. Unele da, altele nu. La el chiar au fost câteva de foarte mare impact. Însă n-a acceptat să facem un interviu, am încercat. Da? Așadar, Carl Pribam spunea că noi avem tendința să considerăm că universul există în afara noastră, independent de experiențele noastre. Iar Heisenberg spunea că atomii nu sunt lucruri, ci tendințe. Acum, ceea ce ne mai spune filozofia, care se intersectează tot mai mult cu știința, este că noi suntem într-un fel interconectați la nivel de specie, iar informația se transmite holografic și morfogenetic. Da, este un subiect interesant și destul de vast. Acum, din ce mă pricep eu, să zicem că intuiesc o interconectare care seamănă foarte mult, am mai vorbit de ea, cu interconectarea pe care o avem, pe care o producem în rețelele de comunicațiile de astăzi, internet, telefonie și așa mai departe. Asta pentru că, de fapt, ca în structura noastră, câmpul electromagnetic este foarte important și îl emite. Suntem generatoare, suntem un fel de telefoane celulare portabile.
și emitem în permanență cam tot despre noi. Și lucrurile care crede că sunt foarte ascunse, că sunt numai ale noastre, intime, nu. Totul este emis împrejur. Toată lumea recepționează ce emite toată lumea. Și aici probabil că se întâmplă un fenomen interesant, fenomenul pendulului, care l-am discutat data trecută. Când două persoane emit emoții și nici nu mă refer la... Totuși deci, ele sunt codificate într-un anume fel, pentru că suntem capabili numai al propriile noastre gânduri și emoții să ni le conștientizăm, nu și pe ale altora, decât... Dar avem situații în care rezonăm. Putem spunem ne place sau nu ne place o persoană. Putem să spunem în locul ăsta îmi place, m-am simțit bine, nu m-am simțit bine. Deci cumva facem o detecție și dăm un singur răspuns care este un răspuns global fără ca să intrăm în amănunt sau să fim conștienți de efectiv de informația pe care am primit-o, de efectiv să cunoaștem stările persoanei din față și așa mai departe. Adică să știm motivul pentru care ne place sau nu. Sunt situații, probabil, sunt cazuri de excepție în care acest lucru se întâmplă. Sunt cei care pot să vadă, să vindece la distanță, e un subiect interesant, care oameni care depășesc, sunt magici pentru noi, dar eu rămân la părerea că sunt magici pentru că, dintr-un motiv sau altul, creierul lor funcționează altfel decât al nostru, mai bine în sensul ăsta, în sensul unei comunicații sau în sensul unei acțiuni care pot să o facă să înțeleagă mai repede ce se întâmplă cu persoana din față și să îl ajute într-un mod, că vindecarea de fapt asta înseamnă, un fel de un ajutor pe care îl primești altfel decât tradițional. Exact. Există posibilitatea unor rezonanțe. Eu vorbesc acum numai strict din perspectiva câmpului electromagnetic. Da. În momentul în care am o rezonanță, am o cavitate rezonantă în care am două frecvențe identice, există un cuplaj. Ceea ce trimit de la un generator pe una dintre frecvențe, pot să regăsesc pe cealaltă cale de conexiune în cavitate, măsurând cu un analizor spectral. Cu alte cuvinte, informația de pe un canal al unui câmp electromagnetic de aceeași frecvență cu canalul 2 se transmite și într-un sens și în celălalt. Deci există o comunicație datorită unui principiu fizic. Este o lege. Așa funcționează rezonanța. Este în afara dorinței noastre de a recepționa sau de a nu recepționa o situație. Da? Deci, sub aspectul ăsta, suntem interconectați. Cred că extinderea capacității de înțelegere, acea modificare de care am încercat să o explic, de utilizare a creierului, de renunțare la scenariadele pe care le facem, singur, numai atâta, cred că ar fi suficient ca să deschidă, să ofere, deci creierul să folosească canalul lips, deci locul gol, care să folosească conexiunile noi, să facă conexiuni noi în detrimentul celor care nu mai există, folosind un sistem, deci rafinându-și, amplificându-și sistemul lui de percepție, de recepție și să fii capabil să simți și să vezi lucruri pe care în momentul de față nu le poți face pentru că de fapt nu-i dai de lucru creierului, nu-i spui vreau să simt acest lucru. Creează-mi o conexiune care să-mi permită să văd câmpul electromagnetic din jurul unei alte ființe vii. Creează-mi o conexiune care să-mi permită să înțeleg cum să comunic cu o plantă. Da, aici, uite, se încadrează acum perfect ideea care am extras-o dintr-o carte și la un moment dat noi am filozofat pe tema ei mai de mult și m-am bucurat că am putut să găsesc cel puțin parțial tot în cartea lui Lynn McTaggart, care la vremea respectivă ea investiga, nu erau părerile ei, ci luase interviuri de la mai mulți neurologi și cercetători neurofizicii, că există și această disciplină nouă. Și se spune așa, modelul funcționării minții sugerat de Broad se referă la faptul că dorințele și intențiile noastre ne creează realitatea în care trăim.
Aveți grijă ce doriți, spunea Braud. Fiecare dintre noi are capacitatea de a-și împlini dorințele, dar Braud a testat această idee observând că ea funcționa numai la o manifestare moderată a lor și nu în cazurile de străduințe intense. Astfel, lupta puternică și motivată de a reuși în lume, bazată pe principiul unei selecții a celui mai puternic, este deseori sortită eșecului, în timp ce manifestările relaxate, pasive, receptive și detașate ale dorințelor au oferit rezultate uneori remarcabile. Deci nu e chiar așa de simplu că spui, îți dorești un lucru și puf, s-a împlinit. Există și expresia să intenționezi fără a intenționa. Adică să, ca și când mi-aș dori fără să-mi pese prea mult. Dacă ții minte, noi am mai povestit odată și atunci încercam să sintetizez patru pași în crearea realității. Mai ții minte discuția care am avut-o și acești patru erau bazate pe niște observații. Am adunat atunci mult material. Acești patru pași spuneau așa. Primul pas este să știi ce vrei. Deci să-ți definești scopul. Scopul poate fi orice. Uh-huh. Deci unul pragmatic, să găsesc cheile. De exemplu, care le-am pierdut. Da. Sau altceva. Al doilea pas este să-ți creezi o stare de liniște mentală în care să te situezi în poziția observatorului, în care să nu încarci creierul cu funcționarea niciunei gând. Dacă apar gânduri, să le lasă să treacă. O stare de relaxare în care să-ți soliciți rezolvarea problemei. Foarte scurt. Pasul următor era cel mai complicat de făcut. În pasul următor trebuia să te vizualizezi în situația în care acel lucru este deja al tău. Deci să zicem că am regăsit cheile, să te vezi cu ele în mână. Deci nu atât, fiecare om are alt mod de a vizualiza, de a defini o situație, dar să-ți găsești acel optim care ți este ție, un miros, o textură, o culoare, o poziție, care poți să o vizualizezi, moment în care ai făcut asta, să-ți determini încrederea absolută că acel lucru este așa și să lași lucrurile, să zici, domnule, asta este, le-am găsit. De obicei, această secvență care nu e ușor de făcut, dar prin antrenament, ca orice alt lucru. Probabil că antrenamentul se referă direct la legătura neuronală. De fapt, asta este. Păi, o obișnuință care a schemei, să creeze scurtătura de acțiune a creierului. Ei, din momentul în care ai hotărât că asta așa se întâmplă, timpul este foarte variabil până în momentul în care tu găsești cheile, până când chiar se întâmplă acel lucru. Acum, nimeni nu era în stare să spună care e gradul de variabilitate, cât timp trebuie să dureze. După aceea mai era un aspect. Ce îți dorești? Care este... Deci, cum ai pus problema? Vrei să găsești cheile în general sau vrei să găsești cheile în încăperea asta? Că dacă te gândi că le vrei în încăperea asta, s-ar putea să nu le găsești. Ele să fie în bucătărie pe frigider. Deci, până la urmă, există rezultat că există o șlefuire personală. Un fel de... Ăsta e un exercițiu pe care îl aplici și îl reiei cu încredere că el funcționează până în momentul în care îți găsești soluția pentru tine. Nu există o rețetă universală decât principial. Așa cum aici, de exemplu, mai zicea Leduit ceva foarte interesant, că ceea ce îți repeți se înmagazinează la nivelul subconștientului și la un moment dat creează un program. Și programul ăla după aceea rulează ca de pe o bandă de magnetofon. Și dacă, de exemplu, cineva își repetă un anumit lucru legat de faptul că vrea să fie sănătos, dar el repetă acea frază la timpul viitor, da, că se eu voi fi sănătos, fi atunci tot timpul magnetofonul îl transmite și creează o rezonanță care nu-i poate aduce sănătatea în timpul prezent, pentru că el spune că va fi în viitor. Și aici este jocul cu îți dai seama că dacă, prezentul și cu viitorul. Dacă te gândești la ce spune, la ce spune epigenetica lui Bruce Lipton, da? Și el spune același lucru. Spune că de fapt problema noastră este problema de sănătate, problema vieții noastre de fapt este cum punem filtrele de percepție a realității.
Ce filtre am pus? Ce filtre am scos? Ele sunt foarte importante. Deci tu degeaba vrei să fii bine, să fii sănătos, dacă în mintea ta există un eveniment în familie, da, care ți este repetitiv și el este filtru. Deci dacă tu știi că în situația respectivă cineva nu s-a făcut bine, da, poți să repeți. Dacă există filtru pus, filtru nu va lăsa să treacă decât acel tip de informație. Problema se pune, filtrul ăla este în subconștient? De foarte multe ori, da. Sunt filtre, de asta se aplică și se folosește acum regresia hipnotică, care are proprietatea de a scoate din subconștient anumite obstacole, anumite filtre. Te face conștient de ele că sunt filtre și că tu le-ai pus acolo ca filtre. Da, da, știți. De evenimentele. Da. Lucrul cel mai sensibil e următorul, și anume că subconștientul creează un program, dar el la rândul lui, care, să zicem, la nivelul minții este virtual, da? Pentru că mintea este imaterială, dar e formată din programe. Programele funcționează, ele sunt reale. Acel program subconștient, dacă a modificat o genă la nivel biologic, aceea este foarte greu de remodificat înapoi, odată cu simpla conștientizare a programului rău care, să zicem, a creat acea modificare. Și atunci, aici este problema, că oamenii foarte târziu încep să acționeze, doar atunci când ajung, să zicem, în ghilimele, cu un picior în groapă și sunt atât de puternic virusați la nivel genetic, să zicem, cu ghilimele, pe lângă ceea ce se întâmplă la nivelul subconștientului, programele pe care le-au implementat zeci de ani, încât nu mai ai forța necesară, nu mai ai resursele să faci drumul înapoi. Da, ai nevoie de un reset. Ai nevoie de un reset. Și resetul, deci acolo nu știu cum faci resetul. Foarte greu, pentru că eu am trecut prin așa ceva. În primul rând, da, trebuie să umbli ca să boala umbli. Pe care o aveam îmi dădea mai multă convingere la nivelul subconștientului, cum că sunt un om bolnav și că nu mă pot considera un om sănătos. Deci mintea mea nu îmi dădea voie ca eu să repet un mesaj că sunt sănătos. Leduit, în schimb, a reușit. A făcut ceva, dar părerea mea e un efort supra-uman, pentru că foarte puțin reușesc să fac așa ceva. El e unul dintre cei puțini. Eu n-am reușit să fac cu mintea. Pentru că în permanență boala, care era manifestată printr-o durere, la el nu se manifesta printr-o durere, ceea ce și ăsta e un caz particular, pentru că a suferit o paralizie. Și atunci când ești paralizat, practic tot corpul este într-o stare de relaxare. Și atunci tot ceea ce îți rămâne mobil este mintea. Da. Și atunci el a acționat foarte puternic cu mintea. Dar o boală care nu te paralizează, dar îți dă o durere din aceea îngrozitoare, întreaga minte conștientă se află concentrată acolo. Tot ceea ce tu poți cunoaște în acele momente, ceea ce informația cea mai importantă care intră în minte din tot ceea ce recepționezi vizual, acustic și așa, este durerea. Ai nevoie de ceva care să te scoată de acolo. Da. Și atunci eu n-am putut să o fac cu ajutorul minții. Am mers cu altceva care e o chestie, așa, sigur, mult mai complicată să o realizezi. Aici recunosc că e foarte greu să oferi o metodă. De fapt, de asta sunt și așa de multe metode. Dacă le analizezi, la cei la care nu se produce acolo și programul biologic, nu se activează gena, ci este doar într-un blocaj din acela emoțional, dar corpul este încă sănătos. Acolo funcționează regresia. Și merg și terapiile acestea de tip psihologic sau alternative de tot felul sau o relaxare musculară și a scos o contracție. Dar dacă nu-i bolnav sistemic, dacă nu-i o modificare, de exemplu, cum era în cazul meu, metabolică, că aia nu o scos cu niciun fel de relaxare, că acolo sunt chestii care sunt procesate până la nivel mitocondrial și probleme complexe. Da, am citit, deci și eu urmăresc cu pasiune exemplele de genul ăsta, pentru că mă gândesc că la un moment dat o să prind un clench, o idee despre o structură într-un mini model, cel puțin pentru mine, un mini model de acțiune. Și probabil că, deci, în timp, această dorință de a înțelege
se manifestă. Ea îmi permite să am acces la ceea ce îmi doresc. Dacă ceva în ce mă privește, atunci când abordez o problemă nouă, să o studiez, aplic, să zic, într-un fel, parțial, ceea ce spun. Și mi se întâmplă să vină la mine cărți, să vină articole, să găsesc o pagină de web, lucruri la care nu eram atent înainte. Deci îmi vine... Știu că magia e foarte frumoasă și că las întotdeauna undeva rezerva unui lucru greu de pus în cuvinte, inimaginabil, o conexiune care probabil o avem cu Jung, îi zicea râul subteran al conștiinței din care facem parte, subconștiinței din care face parte. Probabil că această conexiune există, este greu de înțeles, pentru că în momentul în care te apleci asupra funcționării creierului, constați că acolo ai foarte mult de făcut. Numai în a optimiza utilizarea lui. Și atunci, cred că metodele astea or să vină. Deci părerea mea este că în momentul în care, și societatea în momentul de față, din moment ce discutăm despre acest subiect, din moment ce deschizi internetul și găsești foarte multe subiecte pe teme, pe aceeași temă sau pe teme colaterale, asta mi se pare că s-a creat un curent de opinie, un curent de întrebări și răspunsuri în direcția asta. Deci cred că acest fapt demonstrează că societatea este un punct în care conștiința și modul de percepție a lumii se modifică. Sunt foarte mulți vindecători sau sunt oameni care au fost medici sau au fost terapiști, s-au ocupat cu recuperare, care la un moment dat, fără să poată explica, au constatat că dacă au o anumită relație, o anumită atitudine față de bolnav, o anumită stare care nici măcar nu o definesc ca meditație, fără să poată explica, intră într-un fel de comunicație cu pacientul respectiv. Mă refer la Eric Pearl, de exemplu, și filmul a fost mediatizat. Este un terapeut american care aplică niște metode în care nici nu atinge pacientul. Efectiv, doar încearcă să simtă prezența și să simtă ce în prezența lui nu este uniform. E greu de descris în cuvinte, pentru că astea sunt senzații. Este suficient să încerci să-ți fixezi atenția în mâinile tale. O să constați că degetele îți pulsează și probabil că fiecare simte diferit. Unii simt variație de temperatură, alții simt mișcare, vibrație. Deci, astea sunt lucruri care probabil sunt particulare fiecăruia și după mine, nu fac altceva decât să îți comute percepția într-o comunicare rezonantă. Deci să șlefuiască acea comunicare rezonantă în care, de fapt, tu comunici o informație de ordine, revin la ideea ordinii, celui din fața ta care suferă de, are o luxație sau are din naștere piciorul întreg, dar încheietura luxată sau lucruri de genul ăsta și cel puțin din raportările sau din mărturia celor care au participat la astfel de situații, se întâmplă lucruri complex șocante. Adică este ca și cum informația odată primită de organism, el se auto-resetează într-o poziție normală de funcționare. Păi da, pentru că are un reper de la care primește o undă de coerență de care vorbea. Deci, deși par magie și dacă te fixezi în postura unui conservator care lucrezi pe modele științifice foarte exacte, ești tentat să negi și să zici, nu e o reală. Experimentul lui Kaznacev cu cele două țesuturi din care unul sănătos și unul bolnav sau la care îi se induce o traumă și țesuturile sunt puse în două recipiente închise hermetic. Da, și trimise unul așa și... Și cu un geam despărțitor de cuarț. Când se pune sticla de cuarț, atunci toată informația distructivă din țesutul afectat se transmite asupra celui sănătos. Nu, se poate și invers. Terapeuții au o putere, să zic, intrinsecă, în care informația din corpul lor sănătos se transmite la un pacient. Ce este interesant că din descrierile, am urmărit
În cazul dar ăsta... la un moment dat, știi, apropo, scuze, ei își pierd la un moment dat din această capacitate și se produce transferul invers și ei devin din ce în ce mai bolnavi și la un moment dat preiau de la foarte mulți sute mii de pacienți pe care i-au vindecat, preiau ceva și la un moment dat se îmbolnăvesc ei și de boala respectivă nu se mai pot vindeca. Asta depinde de cum, dacă cedează modelul lor de dacă acceptă modelul celuilalt, știi? Pentru că, în principiu, dacă tu crezi că poți să fii atins, vei fi, dacă tu crezi că te poți îmbolnăvi, ar trebui să funcționeze. Și da și nu, pentru că sunt situații când se depășește o anumită limită și atunci se trece peste un prag la este care este greu de analizat. El nu mai poate să facă. Pe deja... a fost cazul lui Dan Seracu. El făcea vindecări în masă la sute de persoane într-o sală. Și lumea îl întreba, mai ales Adrian Pătruț, care a fost prieten relativ apropiat și i-a cunoscut tehnicile, l-a întrebat că totuși, da, referitor la protecția, cum te protejești tu față de pacienții care au boli foarte grave, cancere, leucemii și așa, zice, a, eu îmi fac câmp de protecție, eu sunt protejat, deci Dan Seracu se considera în permanență un om protejat. Până când, într-o zi, a făcut el un cancer, l-au operat, pe urmă s-a simțit bine în următoarele 6 luni, pe urmă a revenit, erau mai multe tumori, l-a operat din nou, iarăși s-a mai simțit bine o perioadă și a treia oară a murit pe masa de operație. Da. Este greu să analizezi. Mudava și Mudava, tot așa. Este greu să analizezi, adică este greu să analizezi științific. Astea sunt, ce spui tu, sunt fapte obiective de observație. Da, da. Dar ce a fost în spate este foarte greu să... Știu, m-am trebuit să dai cont de el așa ca nivel de avertisment, adică cei care simt există un nivel de avertisment, dar dacă dar asta nu înseamnă că nu trebuie să mai încerci. Știi? Deci avertismentul este avertisment, înseamnă că trebuie să găsești o soluție. Avertismentul faci atent să găsești o soluție. Exact. O soluție. Mulțumesc foarte mult pentru această discuție excepțională. Deci cred că a fost episodul cel mai fascinant din câte am făcut până acum. Și mă bucur că ne vom reîntâlni și data viitoare să mai completăm cu lucruri de asemenea foarte interesante. Vom continua să dezbatem subiectul și în ultimul episod. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că vizionați emisiunea Știință și Cunoaștere în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18:30 pe TVR Cluj sau online pe internet și vă invit data viitoare la o nouă întâlnire cu Știință și Cunoaștere.